Războiul care mi-a salvat viața, de Kimberly Brabaker Bradley. Capitolul 27. Susan mi-a dus din nou la doctorul Graham. Nici nu-mi vine să cred că sunt aceiași copii, a zis el. Jamie crescuse 5 cm, iar eu mă înălțasem cu 8. Eram mai grei, iar eu devenisem mai puternică de la călărit și de la tot ajutorul dat lui Fred. Cu cârjele puteam să merg ore în șir fără să obosesc. Nu mai aveam impetigo, nici păduchi, nici cruste pe picioare sau altceva. Eram imaginea vie a sănătății, a zis el. Pe urmă, mi-a luat în mână piciorul olog și l-a răsucit. Tot nimic deocamdată? A întrebat-o pe Susan. Ea a clătinat din cap. Am invitat-o să ne viziteze de Crăciun, a zis. Dacă vine, sper să o conving. Pe cine? A întrebat Jamie. N-are importanță, i-a răspuns Susan. Eu, abia dacă le dădeam atenție, mintea mea se refugia în colțul meu atunci când mă atingeau străini. Susan m-a bătut pe umăr. Te doare? M-a întrebat ea. Am clătinat din cap. Piciorul mă durea ca întotdeauna, dar răsucelile doctorului Graham nu-l făceau să mă doară mai tare, doar că nu-mi plăceau. Dacă ai putea face asta în fiecare zi, a zis el, rotind piciorul de parcă desfăcea o rufă stoarsă, ca și cum încerca să-l aducă la normal. Dacă ar căpăta puțină flexibilitate, i-ar prinde bine pentru mai târziu. Ghete speciale, am zis, simțind că mi se întorcea mintea. Fred spune că le pune un fel de ghete speciale cailor care se nasc cu piciorul strâmb. Doctorul Graham mi-a dat drumul la picior. În stadiul ăsta pentru tine nu mai e de ajuns, mi-a zis. Sunt convins că ai nevoie de intervenție chirurgicală. Aha, am zis, fără să am habar ce însemna asta. Dar masajul te-ar putea ajuta cât de cât și în niciun caz nu ți-ar face rău. S-a dovedit că asta însemna ca domnișoara Smith să-mi frece și să-mi răsucească piciorul în fiecare seară. Deja a început să ne citească din un Robinson elvețian în camera de zi, după cină, la căldura focului de cărbun care nu reușea decât să dezmorțească dormitoarele de sus. Susan se așezase la un capăt al canapelei, lângă veioză, în timp ce eu mă întindeam la celălalt, cu piciorul la ea în poală. Jamie și motanul zăceau pe covor, în fața focului din cămin. Ce rece e piciorul tău, s-a minunat Susan în prima seară. Tu nu-l simți rece? Am dat din cap că da. Continuam să-l port bandajat, dar bandajul tindea să se umezească și piciorul meu era mereu înghețat. Nu mă deranjează, am zis. Când amorțește, nu-l mai simt deloc. Susan m-a privit nedumerită. Când te-a amorțit, nu mă mai doare, i-am explicat. A clipit. Ți-ar putea degera, a zis. Asta n-ar fi bine deloc. Ne trebuie un plan mai bun. Și așa cum era firea, Susan s-a și apucat să facă un plan. Mai întâi și-a scos unul dintre ciorapii groși de lână, mai mari decât ai mei și deci mai ușor de tras peste glezna mea inflexibilă. Pe urmă și-a făcut de lucru cu niște papuci vechi de casă, un ac și niște ață, iar curând aveam un pantof de casă cu talpă de piele și căpută tricotată. Nu-mi ținea piciorul complet uscat, dar m-a ajutat mult. Hm, a zis Susan, studiind pantoful. O să mai lucrăm la el. În ultima vreme cosea la mașină tot timpul, 3 sau 4 ore pe zi. Făcea tunici de noapte din materialele pe care le primea de la Organizația Femeilor Voluntare. I-a făcut și lui Jamie o haină groasă de iarnă dintr-o haină veche de postav care spunea că fusese a lui Becky. Luase un mormânt de lucruri vechi și le descususe, apoi spălase și călcase bucățile, iar la sfârșit le transformase în cu totul alte obiecte de îmbrăcăminte. Guvernul numește asta fă, transformă și repară, a zis Susan, dar eu așa am crescut de mică. Mama administra foarte bine casa. Mama ta te urăște? Am întrebat-o. S-a înnorat la față. Nu, a murit, ții minte? Te-a urât cât trăia? Sper că nu, a zis Susan. Dar ai spus că tatălui tău nu-i place de tine. Nu, el consideră că a fost o idee proastă să mă duc la universitate. Și mama ta credea la fel? Nu știu, a zis Susan. Ea făcea mereu ce voia tata. S-a oprit din îmbinat cu ace bucățele de material. Nu era un lucru bun, a continuat ea. O făcea nefericită, dar a procedat la fel și mai departe. Dar tu n-ai făcut ce a vrut tatăl tău, am zis. E mai complicat, a zis Susan. La început, când am obținut un loc la Oxford, a fost încântat, dar mai târziu a spus că nu-i plăcea cum m-am schimbat. El considera că toate femeile trebuie să se mărite, iar eu nu m-am măritat și e complicat. Numai că mie nu-mi pare rău că am făcut alegerile pe care le-am făcut. Dacă aș lua-o de la capăt, aș face la fel. Dintr-o fustă veche de tweed de-a lui Becky, Susan ne-a confecționat lui Jamie o pereche frumoasă de pantaloni scurți cu care să meargă la biserică.
A croit din nou haina asortată cu fusta și a transformat-o într-o jachetă scurtă și groasă pe care să o port eu când călăream. Din ziua în care îi stricase mașina de cusut, refuzasem să o mai ating, dar Susan a început să mă învețe cum să cos de mână. Zicea că oricum pentru început mai bine învățam asta. Mi-a arătat cum se cos nasturii și eu i-am cusut tuturor tunicilor de noapte făcute de ea, plus pe cei de la haina mea și de la pantalonii lui Jamie. La întrunirile organizației femeilor voluntare, Susan le-a povestit celorlalte femei că o ajutasem. Cel puțin așa mi-a spus mie când s-a întors acasă. Într-o zi, a scormonit la ea în dormitor și a revenit cu un braț de gheme de lână. A scos niște bețe de lemn. A pus un fir de lână în jurul bețelor și curând a făcut din ghemuri căciuli călduroase pentru Jamie și pentru mine, fulare și mănuși care să ne țină cald. Mănușile mele arătau ca și cum ar fi avut două degete mari. Susan mi-a arătat cum să bagă în unul degetul mare de la mână, iar în celălalt pe cel mic. Pe palme cususe bucăți de piele. Sunt mănuși de călărie, a zis, ridicându-le în fața mea. Vezi? Am văzut. La început, când îl călăream pe un tișor, țineam de loge în pumn. Dar Fred m-a învățat și a insistat să o fac corect, adică să-i trec printre degetul mare și palmă și pe urmă printre al patrulea deget și cel mic. Cu mănușile astea puteam ține frâul bine, iar bucata de piele nu-l lăsa să-mi alunece din palmă. Eu le-am inventat, a zis Susan. Sunt în întregime ideea mea. Îți plac? Era unul din acele momente când știam ce voia să audă de la mine, dar eu nu voiam să-i dau acel răspuns. Sunt în regulă, am zis cu o oarecare întârziere. Mulțumesc. Urăcioasă, a râs ea. Crezi că mor dacă ți-arăți recunoștința? Poate, cine știe. Într-o sâmbătă a venit vicarul cu un grup de băieți și ne-au construit un adăpost antiaerian în fundul grădinii. Adăposturile antiaerene erau un fel de colibe de tablă care trebuiau să ne apere de bombe. Al nostru nu părea deloc sigur. Era mic, întunecos și cu pereții foarte subțiri. Partea de jos fusese îngropată în pământ și trebuia să cobor trei trepte ca să deschizi ușița. Înăuntru încăpeau numai două bănci lungi, față în față. Susan a zis că n-am fi reușit să săpăm groapa singur, nici dacă am fi muncit o săptămână întreagă. I-a adus vicarului ceva de băut și a spus și lui același lucru. Vicarul, transpirat și cu mânecile suflecate, a insistat că fusese plăcerea lui. Instalaseră peste tot în sat astfel de adăposturi. Băieții făceau treabă bună. Unii dintre băieți erau și evacuați, alții erau de-ai locului. Unul era chiar Stephen White. Când m-am dus la el, mi-a zâmbit larg și a pus lopata jos. Deci nu ești ocupată chiar în fiecare zi, a zis el. Ba, sunt ocupată, călăresc, îl ajut pe Fred Grimes, fac tot felul de lucruri. Mereu răspuns că ești prea ocupată ca să vii la ceai, la asta mă refeream. Și-a dat la o parte părul de pe față cu mâna murdară, trasându-și pe obraz o dâră de noroi. La fel ca și mine, arăta mai bine decât la Londra. Avea haine simple și curate și se făcuse mai înalt. Ceva din zâmbetul lui mă făcea să simt că puteam avea încredere în el. N-aș ști cum să mă port la ceai. El a ridicat din umeri. Sigur că ai ști, bag mâna în foc că bei ceai în fiecare seară. Dar colonelul... E un bătrân de treabă, să știi, ți-ar plăcea dacă l-ai cunoaște. Cum de nu te-ai dus acasă cu restul familiei? Așteptam de veșnicie să-l întreb. Stephen părea stingerit. Colonelul este aproape orb, a zis. L-ai văzut. N-are familie, iar când am ajuns aici l-am găsit tare slăbit. Mare parte din alimentele pe care le mâncase stricaseră, dar el și-a pierdut gustul și nu-și dădea seama. Avea casa într-un hal fără hal, gânda și șobolan peste tot și el nu se putea ocupa de nimic. Eu am făcut curățenie. Nevasta vicarului m-a învățat să gătesc mâncăruri ușoare și acum ne aduce alimente. De treabă. Îi citesc colonelului și lui îi place, are teancuri întregi de cărți. Stephen a apucat din nou lopata și a început să acopere adăpostul cu pământ. Mama mă tot bate la cap să mă întorc acasă. Mi-ar plăcea și mie, mi-e dor de casă. Dar dacă plec, colonelul o să moară. Chiar o să moară, nu are pe nimeni. Stephen s-a uitat la grădina noroioasă, la casă, la grajd și la pășunea lui Untișor. E frumos locul ăsta. Da. Mama ta n-a venit după tine? Nu. Nu ne vrea. Mai bine, a dat el din cap. N-ar fi trebuit să te țină închisă în casă așa cum a făcut. Vântul se întețise și m-am înfiorat. Mă închidea din cauza piciorului. Stephen a clătinat din cap. Piciorul e la fel, nu? A zis el. Dar acum nu mai ești închisă. Vino cândva la ceai. Coronelului îi place să primească musafiri. După ce a plecat toată lumea, am rămas în ușa adăpostului. Nu-mi plăcea înăuntru. Era întuneric, umezeală și frig. Mirosea ca în dulapul de sub chiuvetă al mamei. Mi s-a făcut pielea de găină și mi s-a strâns stomacul. N-am intrat. Susan a cărat în adăpost pături, sticle cu apă, lumânări și chibrituri. Ne-a spus că dacă veneau avioane inamice să ne bombardeze, sirenele vor începe să urle,
Când le auzeam, dădeam fuga în adăpost și eram în siguranță. Și Bovril? A întrebat Jamie îngrijorat. Bovril putea veni și el în adăpost. Susan a găsit un coș vechi cu capac și l-a dus și pe el în adăpost. Dacă motanul se speria, Jamie îl putea închide în coș. Nu o să se sperie, a zis Jamie. El nu se sperie niciodată. Untișor nu încăpea în adăpost.